Capitolul 7. Lucrarea îngerilor în perioada patriarhală. Avraam. Dumnezeu l-a onorat mult pe Avraam. Îngeri din ceruri mergeau alături de el și discutau cu el ca de la prieten la prieten. Domnul i-a trimis lui Avraam voia sa prin îngeri. Domnul Hristos a apărut înaintea lui și a dat cunoștință clară cu privire la cerințele legii morale și cu privire la mântuirea cea măreață, care avea să fie adusă la îndeplinire de el însuși. După nașterea lui Ismael, Domnul s-a înfățișat din nou înaintea lui Avraam și i-a spus: voi face un legământ între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic. Domnul a repetat iarăși făgăduința că va da Sarei un fiu și că va fi mama multor neamuri. Când trebuia să fie revărsate judecățile asupra Sodomei, lucrul acesta nu a fost ascuns de el și a devenit un mijlocitor între Dumnezeu și păcătoși. Primirea îngerilor de către el prezintă de asemenea un frumos exemplu de ospitalitate. La miezul zilei, când era cel mai cald, patriarhul stătea la ușa cortului său privind afară peisajul tăcut, când a văzut de departe trei călători apropiindu-se. Înainte de a ajunge la cort, străinii s-au oprit ca și când s-ar fi consultat în privința a ceea ce aveau de făcut. Fără să aștepte ca aceștia să-i ceară anumite servicii, Avraam s-a sculat de grabă și când aceștia păreau că vor să se îndrepte în altă direcție, el s-a grăbit după ei și cu multă amabilitate i-a rugat să-l onoreze, zăbovind pentru a se înviora. El însuși le-a adus apă ca să-și poată spăla picioarele de praful călătoriei. El însuși a ales pentru ei ce să li se dea să mănânce și în timp ce aceștia se odihneau la umbra răcoroasă, ospățul a fost pregătit, iar el stătea alături de ei plin de respect în timp ce aceștia se împărtășau de ospitalitatea lui. Avraam văzuse în oaspeții săi doar trei călători obosiți, fără să-i treacă prin gând că printre ei se afla acela în fața căruia el se putea închina fără a păcătui. Însă acum s-a descoperit adevăratul caracter al solilor cerești. Deși misiunea lor era de a revărsa mânia, totuși lui Avraam, bărbatul credinței, ei i-au vorbit mai întâi de binecuvântări. Avraam l-a onorat pe Dumnezeu și Domnul l-a onorat pe el luându-l în sfaturile sale și descoperindu-i planurile sale. Dumnezeu cunoștea foarte bine măsura vinovăției Sodomei, însă el s-a exprimat în felul oamenilor pentru ca să fie înțeleasă justețea procedeelor sale. Înainte de a aduce judecata asupra păcătoșilor, el avea să instituie o cercetare a căilor lor. Dacă nu au depășit limitele harului divin, el avea să le acorde încă posibilitatea de a se pocăi. Distrugerea Sodomei și a Gomorei. Doi dintre mesagerii cerești s-au depărtat, lăsându-l pe Avraam singur cu acela despre care știa acum că este fiul lui Dumnezeu. Cu adânc respect și umilință, el și-a rostit cererea. Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. El s-a apropiat mai mult de solul ceresc și și-a rostit fierbinte cererea. Deși Lot locuia acum în Sodoma, el nu era părtaș la nelegiuirea locuitorilor acesteia. Avraam se gândea că în acea cetate numeros populată trebuia să mai fie și alți închinători ai adevăratului Dumnezeu. Și gândind astfel, el a implorat: vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Departe de tine așa ceva! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Avraam și-a rostit cererea nu numai odată, ci de mai multe ori. Devenind tot mai îndrăzneț pe măsură ce cererile lui erau ascultate, el a continuat să pledeze până când a căpătat asigurarea că și în cazul în care în cetate s-ar fi găsit doar 10 suflete neprihănite, cetatea avea să fie cruțată.
Doi îngeri îl vizitează pe Lot. În amurg, doi străini se apropie de poarta cetății. Păreau a fi doi călători care doreau să poposească acolo peste noapte. Nimeni nu a putut vedea în acei doi umili călători pe vestitorii puternici ai judecății divine și puțin se gândea mulțimea cea veselă, nepăsătoare, că prin faptul cum avea să-i trateze pe acei sol cerești chiar în acea noapte, ei aveau să atingă punctul culminant a vinovăției lor, semnând sentința de condamnare pentru cetatea cea mândră. A fost însă un om care a dovedit atenție față de acei străini și i-a invitat în casa lui. Lot nu știa cine sunt, dar amabilitatea și ospitalitatea îi erau caracteristice. Îngerii au dezvăluit lui Lot obiectivul misiunii lor. Avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Străinii pe care Lot s-a străduit să-i protejeze i-au promis acum că ei îl vor apăra pe el și îl vor salva de asemenea pe toți membrii familiei sale care aveau să fugă împreună cu el din cetatea cea nelegiuită. Lot a ieșit ca să-și avertizeze copiii. El a repetat cuvintele îngerilor: pregătiți-vă, de grabă să ieșiți din acest loc, căci Domnul va nimici această cetate. Dar lor li se părea că își bate joc de ei. Lot s-a întors trist în casa lui și le-a spus că nu a avut izbândă. Atunci îngerii i-au poruncit să se scoale, să-și ia soția și pe cele două fiice care erau încă în casa lui și să plece din cetate. Amorțit de durere, el zăbovea nevoind să plece. Dacă n-ar fi fost îngerii lui Dumnezeu, ei ar fi pierit toți în ruinele Sodomei. Solii cerești i-au luat de mână pe el, pe soția lui și pe cele două fiice și i-au condus afară din cetate. Aici îngerii i-au lăsat și s-au întors la Sodoma ca să-și aducă la îndeplinire lucrarea lor de nimicire. Un altul, acela de care se rugase Avram, s-a apropiat de Lot. Prințul cerului era alături de el și el se ruga pentru propria lui viață ca și cum Dumnezeu, care dovedise atâta grijă și dragoste pentru el, nu îl mai apăra. El trebuia să se încreadă cu totul în mesagerul divin, predându-și voința și viața în mâinile Domnului fără nicio îndoială sau șovăire. Însă, ca mulți alții, el a făcut un plan pentru sine însuși. S-a dat din nou solemna poruncă de a se grăbi, căci furtuna de foc nu mai putea fi întârziată. Însă o persoană dintre fugari, soția lui Lot, a riscat, aruncând o privire înapoi la cetatea condamnată și s-a transformat într-un monument al judecății lui Dumnezeu. Avram pus la încercare. Când avea aproape 100 de ani, lui Avram i-a fost repetată făgăduința unui fiu, dându-i se asigurarea că viitorul moștenitor avea să fie copilul Sarei. Nașterea lui Isaac, aducând după o lungă așteptare împlinirea celor mai scumpe nădejde ale lor, a umplut de bucurie corturile lui Avram și ale Sarei. Sara a văzut în caracterul neastâmpărat al lui Ismael o sursă de discordie și a apelat la Avram, cerându-i ca Agar și Ismael să fie alungați din tabără. Patriarhul s-a întristat mult. Cum putea să disgonească pe fiul său Ismael, care era atât de scump? În nedumerirea lui, el a cerut îndrumare de la Domnul. Domnul, printr-un înger, i-a spus să îndeplinească dorința Sarei și îngerul i-a dat făgăduința care l-a consolat că, deși avea să fie departe de casa tatălui său, Ismael nu avea să fie uitat de Dumnezeu. Viața lui avea să fie păstrată, iar el avea să devină tatăl unui neam mare. Avram a ascultat de cuvântul îngerilor, nu însă fără a superi profund. Dumnezeu l-a chemat pe Avram ca să fie tatăl celor credincioși, iar viața lui trebuia să fie un exemplu de credință pentru generațiile viitoare. Însă această credință nu a fost desăvârșită.
Pentru a putea atinge cel mai înalt standard, Dumnezeu l-a mai supus unei încercări, cea mai grea, din câte a fost chemat omul să îndure vreodată. Într-o viziune de noapte, el a fost îndemnat să se îndrepte spre țara Moria și acolo să aducă pe fiul său ca ardere de tot, pe un munte care îi va fi arătat. Porunca a fost exprimată în cuvinte care trebuie să fi frânt inima tatălui. Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu, Isaac, pe care îl iubești, și adu-l ca ardere de tot. Isaac era lumina căminului lor, mângâierea bătrâneții sale și, mai presus de toate acestea, moștenitorul binecuvântării promise. Satana era prin preajmă pentru a sugera că el trebuie să fi fost amăgit, căci legea divină poruncește să nu ucizi și Dumnezeu nu poate cere ceea ce a interzis odată. Ieșind afară din cortul său, Avram a privit strălucirea calmă a cerului fără nori și și-a adus aminte de făgăduința făcută lui cu 50 de ani în urmă, că sămânța lui avea să fie atât de numeroasă ca stelele. Dacă această făgăduință avea să fie împlinită prin Isaac, cum era posibil ca el să fie ucis? Avram era ispitit să creadă că se înșală. El și-a adus aminte de îngerii care au fost trimiși pentru a-i descoperi planul lui Dumnezeu de a nemici Sodoma și care i-au adus făgăduința aceluiași fiu, Isaac, și s-a dus în locul unde se întâlnise de mai multe ori cu solii cerești, sperând să-i întâlnească iarăși și să primească îndrumări pe mai departe. Însă nici unul nu a mai venit să-l aline. Toată ziua nădăjduise că va întâlni un înger care să vină să-l mângâie sau poate să retragă porunca lui Dumnezeu, însă nu a apărut niciun sol al harului. Cea de-a doua lungă zi se încheie, urmează o altă noapte fără somn, petrecută în umilință și rugăciune, și sfârșește călătoria în cea de-a treia zi. În locul desemnat au construit altarul și au pus lemnele deasupra. Apoi, cu o voce tremurândă, Avram îi face cunoscut fiului său solia divină. Cu groază și uluire, Isaac își află soarta, dar nu se împotrivește. Și el împărtășea credința lui Avram și socotea că a fost onorat prin faptul că a fost chemat să-și dea viața ca jertfă pentru Dumnezeu. Și acum sunt rostite ultimele cuvinte de dragoste, sunt vărsate ultimele lacrimi și are loc ultima îmbrățișare. Tatăl ridică cuțitul pentru a junghia fiul când, deodată, brațul său este oprit. Un înger al lui Dumnezeu îl strigă pe patriarh din ceruri: Avraame, Avraame! El răspunde repede: Iată-mă! Și iar se aude acel glas: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci niciun rău, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, pentru că nu ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Dumnezeu a dat pe fiul său să moară în agonie și rușine. Îngerilor care au fost martori ai umilirii și chinului sufletesc al fiului lui Dumnezeu, nu li s-a îngăduit să intervină ca în cazul lui Isaac. Nu a fost niciun glas care să strige: Destul! Pentru a salva neamul căzut, împăratul slavei și-a dat viața. Ființele cerești au fost martore ale acelei scene când credința lui Avram și supunerea lui Isaac au fost puse la încercare. Tot cerul a privit cu uimire și admirație ascultarea neșovăielnică a lui Avram. Întreg cerul a aplaudat credincioșia lui. Acuzațiile lui Satana au fost arătate ca fiind mincinoase. A fost greu chiar și pentru înger să priceapă taina mântuirii, să înțeleagă de ce comandantul cerului, fiul lui Dumnezeu, trebuie să moară pentru omul vinovat. Când i s-a dat poruncă lui Avram ca să-și aducă fiul ca jertfă, a fost mobilizat interesul tuturor ființelor cerești. Cu toată seriozitatea ei vegheau asupra fiecărui pas făcut pentru împlinirea acestei porunci. Când la întrebarea lui Isaac unde este mielul pentru arderea de tot, Avram a dat răspunsul: Domnul însuși se va îngriji de miel. Și când mâna tatălui a fost oprită când era pe punctul de a junghia fiul și berbecele de care s-a ocupat Dumnezeu a fost adus ca jertfă în locul lui Isaac, a fost revărsată lumina asupra tainei mântuirii
și chiar îngerii au înțeles mai bine minunatele măsuri pe care Dumnezeu le-a luat pentru salvarea omului. Căsătoria lui Isaac. În mintea lui Avram, alegerea unei soții pentru fiul său Isaac era o problemă de o deosebită importanță. El era preocupat ca fiul său să se căsătorească cu o fată care să nu îl îndepărteze de Dumnezeu. Isaac, având încredere în înțelepciunea și grija tatălui său, a fost mulțumit să încredințeze lui problema aceasta, având de asemenea încrederea că însuși Dumnezeu îl va îndruma în acea alegere. Gândurile patriarhului s-au îndreptat spre rudele tatălui său din țara Mesopotamiei. El a încredințat acea problemă importantă celui mai în vârstă slujitor al său, Eliezer, un bărbat credincios cu experiență și judecată sănătoasă, care îl slujise cu credincioșie mult timp. Domnul Dumnezeul cerurilor, a spus el, care m-a luat din casa tatălui meu și din țara părinților mei, va trimite pe îngerul lui înaintea ta. Solul a pornit fără întârziere. La Haran, cetatea lui Nahor, el a poposit în afara zidurilor cetății, aproape de o fântână la care femeile din partea locului veneau seara pentru apă. Aducându-și aminte de cuvintele lui Avram, că Dumnezeu avea să trimită pe îngerul lui ca să fie cu el, acesta s-a rugat cu stăruință ca să fie călăuzit pe calea cea bună. În familia stăpânului său, el era obișnuit cu amabilitatea și ospitalitatea, iar acum el a cerut ca un act de bunăvoință și amabilitate să-i poată indica pe fecioara pe care a ales-o Dumnezeu. De-abia a fost rostită rugăciunea că s-a și dat răspunsul. Printre femeile care erau adunate la fântână, manierele deosebit de amabile ale uneia Rebeca i-a atras atenția. În timp ce venea de la fântână, străinul s-a dus o întâmpine, cerându-i apă din ulciorul pe care îl purta pe umeri. Cererea a primit un răspuns binevoitor, împreună cu oferta de a da de băut și cămilelor, un serviciu care se obișnuia chiar la fiicele de prinți, pe care îl îndeplineau pentru turmele și cirezile taților lor. Astfel, semnul cerut a fost dat. Avram locuia la Berșeba, iar Isaac, care însoțise turmele în țara învecinată, se întoarse în casa tatălui său pentru a aștepta sosirea solului de la Haran. Într-o seară, Isaac s-a dus să cugete în taină pe câmp și slujitorul i-a spus lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Și Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca și ea a fost nevasta lui. Iacov și Esau. Iacov și Esau, cei doi fii gemeni ai lui Isaac, prezintă un contrast izbitor atât în ceea ce privește caracterul, cât și viața lor. Această neasemănare a fost prezisă de Îngerul lui Dumnezeu înainte de nașterea lor. La rugăciunea îngrijorată a Rebecăi, acesta i-a spus că îi vor fi dați doi fii și a prezentat istoria lor viitoare, și anume că fiecare avea să devină capul unui neam puternic, însă unul va fi mai mare decât celălalt și cel tânăr avea să aibă întâietatea. Isaac a declarat clar că Esau, fiul cel mare, era cel căruia îi se cuvenea dreptul de întâi născut, însă Esau nu avea plăcere pentru slujire și nici înclinație pentru viața religioasă. Rebeca și-a amintit cuvintele îngerului și era convinsă că moștenirea făgăduinței divine era pentru Iacov. Ea a repetat lui Isaac cuvintele îngerului, însă sentimentele tatălui erau concentrate asupra fiului cel mare și el era neclintit în planul lui. Iacov a aflat de la mama lui de înștiințarea divină cum că dreptul de întâi născut îi va reveni lui și era plin de o dorință de nedescris după privilegiile pe care acesta avea să îi le ofere. El nu tângea după avuțiile tatălui său, ci după dreptul spiritual de întâi născut.
Când Esau, venind acasă într-o zi slăbit și frânt de oboseală de la vânătoare, a cerut din mâncarea pe care o pregătea Iacov, acesta din urmă s-a oferit să-i potolească foamea cu prețul dreptului său de întâi născut. Iată, sunt aproape mort, a strigat vânătorul cel nesăbuit și indulgent cu sine. La ce-mi folosește acest drept de întâi născut? Și pentru o farfurie de ciorbă roșie și-a pierdut dreptul de întâi născut. Iacov și Rebeca au avut succes în planul lor, însă au câștigat doar necaz și durere de pe urma înșelăciunilor. Dumnezeu declarase că Iacov va primi dreptul de întâi născut, cuvântul său urmând să se îndeplinească la timpul hotărât de el, dacă ei ar fi așteptat cu credință ca el să lucreze pentru ei. Amenințat cu moartea de mânia lui Esau, Iacov a părăsit casa tatălui său ca fugar. Seara celei de-a doua zile l-a găsit departe de corturile tatălui său. Se considera un exilat și era conștient de faptul că tot acel necaz se datora faptelor sale greșite. Întunericul deznădejdea apăsa asupra sufletului său și de-abia îndrăznea să se roage. Se simțea atât de singur încât simțea nevoia de protecție lui Dumnezeu, așa cum nu mai simțise niciodată până atunci. Plângând și în adâncă umilință, el și-a mărturisit păcatul și s-a rugat fierbinte ca să primească o dovadă a faptului că nu a fost părăsit cu totul. Dumnezeu nu l-a părăsit pe Iacov. Cu iubire, Dumnezeu a descoperit exact ceea ce avea nevoie Iacov, un mântuitor. Obosit de călătorie, călătorul s-a întins pe pământ cu o piatră la cap, drept pernă. Pe când dormea, a văzut o scară strălucitoare și luminoasă, rezemată pe pământ, iar vârful atingea cerul. Pe această scară urcau și coborau îngeri, deasupra stătea Domnul Slavei și din ceruri s-a auzit glasul lui. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și al lui Isaac. În această viziune i-a fost prezentat lui Iacov planul de mântuire. Scara le reprezintă pe Domnul Iisus, mijlocul de comunicare rânduit. Dacă el, prin meritele lui, n-ar fi făcut o punte peste prăpastia pe care a făcut-o păcatul, îngerii slujitori nu ar fi menținut legătura cu omul decăzut. Cu o credință nouă și neclintită în făgăduințele divine și având asigurarea prezenței și protecției îngerilor cerești, Iacov și-a continuat călătoria în țara fiilor răsăritului. Când Iacov a părăsit Padan Aramul, ascultând de îndrumarea divină, el nu a pornit fără ezitare pe drumul pe care îl străbătuse ca fugar cu 20 de ani în urmă. Păcatul înșelării tatălui său era mereu înaintea sa. Pe măsură ce se apropia de sfârșitul călătoriei sale, gândul la Esau îl umplea de presimțiri înfricoșătoare. Din nou Domnul i-a dat lui Iacov un semn al grijii divine. Pe când era în drumul său, pe Iacov l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, el a spus: aceasta este oștirea lui Dumnezeu. El a văzut îngerii lui Dumnezeu într-un vis tăbărând în jurul lui. Mergând în față, Iacov, ca și când ar fi croit calea, a zărit două oști de îngeri cerești mergând ca pentru călăuzire și apărare, și când i-a văzut a exclamat în cuvinte de laudă: aceasta este tabăra lui Dumnezeu, și a pus numele acelui loc Mahanaim, care înseamnă două oștiri sau tabere. Totuși Iacov simțea că trebuie să facă ceva pentru a-și asigura propria siguranță. De aceea a trimis sol cu un mesaj de împăcare care să-l întâmpine pe fratele său. Dar slujitorii s-au întors cu vestea că Esau se apropie cu 400 de oameni și că nu a trimis niciun răspuns la mesajul său prietenesc. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Apoi a împărțit familia și slujitorii săi în două grupe, astfel că, dacă una avea să fie atacată, cealaltă să poată avea posibilitatea de a scăpa. Au ajuns acum la pârâul Iaboc și, deoarece se nopta, Iacov și-a trecut familia dincolo de vadul pârâului, iar el a rămas în urmă singur. S-a hotărât să petreacă noaptea în rugăciune și dorea să fie singur cu Dumnezeu. Deodată simte o mână puternică asupra lui. Gândea că e vreun vrăjmaș care caută să ia viața și a început să lupte ca să scape de acel atacator. În întuneric, cei doi au luptat ca să iasă învingători. Nu s-a rostit niciun cuvânt, însă Iacov și-a folosit toată puterea și nu s-a odihnit nicio clipă.
în timp ce se lupta astfel pentru viața sa, simțământul vinovăției îi apăsa sufletul. Păcatele sale îi apăreau în față pentru a-l îndepărta din prezența lui Dumnezeu. Însă în criza aceea teribilă, el și-a adus aminte de făgăduințele lui Dumnezeu și a început să implore din toată inima îndurarea sa. Lupta a continuat până aproape de zorii zilei, până când străinul și-a pus degetul pe coapsa lui Iacov și el a fost paralizat pe loc. Patriarhul și-a dat seama acum cu cine luptase. El era conștient acum că luptase cu un sol ceresc și acesta era motivul pentru care, cu tot efortul lui aproape supraomenesc, nu a putut să obțină biruința. Despre acela cu care s-a luptat Iacov, se spune că a fost un om. Osea spune că a fost un înger, în timp ce Iacov spune: "L-am văzut pe Dumnezeu față în față." El a spus de asemenea că avea putere de la Dumnezeu. Acesta a fost maiestatea cerului, îngerul legământului, care a venit sub chip de om la Iacov. Domnul Hristos, îngerul legământului, a fost cel care i s-a descoperit lui Iacov. Patriarhul era rănit acum și suferea o durere teribilă, însă nu i-a dat drumul. El trebuia să aibă asigurarea că păcatul său a fost iertat. Îngerul a căutat să plece. El a spus: "Lasă-mă să plec, căci se crapă de ziua." Însă Iacov a răspuns: "Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta." Dacă aceasta ar fi fost o încumetare egoistă, izvorând din mândrie, Iacov ar fi fost nimicit pe loc. Dar cererea lui era a unuia care își mărturisea propria nevednicie. Încrezându-se totuși în credincioșia lui Dumnezeu, care își ține legământul, Iacov a luptat cu Dumnezeu și a fost biruitor. În timp ce Iacov se lupta cu îngerul, un sol ceresc a fost trimis la Esau. Într-un vis Esau l-a văzut pe fratele său exilat timp de 20 de ani, plecat din casa tatălui său. El era martor la durerea lui când a auzit de moartea mamei sale și el l-a văzut pe fratele său înconjurat de oștile lui Dumnezeu. Visul său a fost relatat de Esau soldaților săi, cărora le-a dat porunca să nu facă niciun rău lui Iacov, căci Dumnezeul tatălui său era cu el. Experiența lui Iacov din acea noapte de luptă și chin reprezintă încercarea prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu înainte de a doua venire a Domnului Hristos.